Pentru elevii din Cernavoda, accesul la un mediu curat este o prioritate. Zeci de tineri s-au implicat în campania de reciclare demarată de cadrele didactice de la Școala Generală numărul 3, structură care este afiliată Liceului Teoretic Anghel Saligny din Cernavoda. Am contribuit cu niște gunoaie, am adus niște gunoaie și trebuie să strângem bani pentru a ne face prima noastră revistă a școlii. Și ne simțim foarte mândri pentru a face acest lucru, ca să ne dovedim creativitatea. Am participat la această campanie pentru a strânge fonduri pentru prima revistă a școlii. Deoarece ar ajuta școala să apară primul număr al revistei școlii, deoarece nu au fost suficienți bani, am hotărât să strângem prin reciclare. Banii proveniți din reciclare vor fi folosiți pentru tipărirea primei reviste a școlii. Ideea reciclării deșeurilor a venit din simpla dorință de a pune la un loc toate gândurile frumoase ale copiilor. Și aceste deșeuri, în special peturi și hârtie, au fost colectate de către elevii Liceului Teoretic Anghel Saligny. Aici sunt cele de la elevii din clasele 1-8. Acțiunea a fost declanșată pentru strângerea de fonduri pentru editarea primului număr a revistei școlii noastre. Neavând o bază materială și neavând sponsori, ne-am gândit să ne susținem singuri și ideea a fost ca acești copii să strângă peturile și să le recondiționăm din suma strânsă să putem plăti la tipografie editarea primului număr al revistei noastre. Dacă vor reuși să strângă cei aproximativ 300 de lei din reciclarea deșeurilor pentru tipărire, revista Școlii Generale numărul 3 din Cernavoda va avea minimum 6 pagini cu subiecte diversificate. Titlul publicației nu a fost încă ales.